Sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal din Deva a găzduit o întâlnire din cadrul programului Școli Ambasador ale Parlamentului European, program la care a aplicat și prestigioasa școală din reședința de județ. La întâlnire au participat elevi și cadre didactice de la Decebal, precum și europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler. Acest proiect la care ne-am angajat reprezintă are o mare, ne provoacă și ne acordă, zic eu, o mare responsabilitate, pentru că elevii ambasadori, profesorii ambasadori ai Parlamentului European vor fi cei care vor explica colegilor lor și comunității ce înseamnă Parlamentul European, Comisia Europeană, valorile europene, cum funcționează Parlamentul European. Vor vorbi despre valorile și democrația europeană și acest lucru este foarte important pentru formarea lor ca oameni, ca viitori cetățeni ai Uniunii Europene. Programul este generos, elevii l-au îmbrățișat, participă la activități, sunt dornici să se informeze și lucrul acesta ne arată că această activitate își va atinge obiectivele. În cadrul acestui program, profesorii și elevii vor desfășura activități precum crearea unui punct informativ Uniunea Europeană, organizarea de evenimente de Ziua Europei, crearea de conținut pe platforme sociale. Parlamentul European colaborează cu Liceul Decebal și eu vreau să încep prin a felicita conducerea liceului și profesorii și elevii care au venit cu această idee. Acțiunea Școlii Ambasador a Parlamentului European este o acțiune, o activitate mai veche. Sunt în Uniunea Europeană, în toate țările, vreo 1500 de școli care fac parte din această rețea. Deci eu cred că Liceul Decebal va face parte dintr-un colectiv sau dintr-o rețea care o să-i aducă profit. O să aducă profit pentru copii, mai ales pentru tineri, pentru elevi, pentru că ei vor putea să înțeleagă mai bine acest spirit al democrației europene, dar vor găsi și școli cu care să colaboreze și să facă proiecte comune în viitor, dar vor beneficia și cadrele didactice, profesorii liceului, pentru că și ei vor putea să descopere eventual noi oportunități, să participe la programe din pachetul Erasmus Plus și astfel consolidează colectivul liceului Decebal, această școală care are renume, are prestigiu pe bine meritat și acest prestigiu, acest renume se poate îmbogăți cu o dimensiune europeană. S-au purtat discuții despre rolul, organizarea și funcționarea Parlamentului European, despre valorile europene și democrația parlamentară europeană. Iar Iuliu Winkler este convins că decebaliștii vor fi ambasadori la cel mai înalt nivel. Principala idee este aceea de a găsi niște instrumente, niște căi, prin care să explicăm tinerilor importanța democrației, să explicăm de ce o democrație este altceva decât o tiranie sau o autocrație, să explicăm ce înseamnă drepturile omului, să explicăm ce înseamnă demnitatea umană și mai cu seamă să le spunem faptul că democrația nu este un dat. Întotdeauna fiecare generație trebuie să lupte pentru democrație. Democrația nu se menține singură și nu se dezvoltă singură. Deci avem nevoie de oameni și mai cu seamă avem nevoie de tineri. Eu vreau să vin încă cu o felicitare în mod special pentru faptul că decizia și activitatea se întâmplă acum în anul 2022, pentru că anul 2022 este anul european al tineretului. Și atunci eu cred că simbolistica acestei întregi activități este extrem de bogată. Eu cred că școala Fanion a Devei trebuie să aibă succes în această întreagă inițiativă. Programul Școli Ambasador ale Parlamentului European urmărește familiarizarea elevilor cu democrația parlamentară europeană, cu rolul Parlamentului European și cu valorile europene. Elevii de la Colegiul Național Decebal din Deva sunt convinși că vor primi statutul de ambasadori, iar unii se gândesc chiar să ajungă europarlamentari. În contextul unui proiect european, școala noastră s-a înrolat pentru a obține titlul de Școală Ambasador a Parlamentului European și scopul acțiunii de astăzi este să promovăm atât în școală cât și în comunitate prin intermediul acestei activități
atribuțiile și importanța Parlamentului European în viața de zi cu zi și, practic, să răspândim o bucată de informație necesară oricărui membru cetățean european, practic. Am ales să mă implic în acest proiect ca și colegul meu pentru a afla mai multe despre comunitatea din care fac parte și despre Uniunea Europeană și vreau să ies după acest proiect cu mai multe informații despre cum se întâmplă totul în Parlament și poate pe viitor să ajung și eu un parlamentar. Consider că Parlamentul European poate un rol foarte important pentru noi, pentru că atât deciziile legislative, cât și tot ce înseamnă investiții pentru cultura noastră, pentru dezvoltarea noastră ca țară, este foarte bine dezbătută acolo și deciziile luate acolo sunt foarte importante. Tocmai de aceea am vrut să mă implic în acest proiect, ca să aflu mai multe despre cum sunt procedate aceste cum se procedează la aceste discuții și cum sunt luate respectivele decizii. La ora actuală, în Uniunea Europeană, sunt 1500 de școli ambasador ale Parlamentului European. Totodată, în jur de 3700 de cadre didactice sunt ambasadori seniori, iar aproape 23.000 de elevi au statutul de ambasadori juniori.